E alertă la nivel național, doamnelor și domnilor. 2000 de copii s-au îmbolnăvit deja. Ministerul Sănătății a declarat epidemie de rujeolă. Ce măsuri urgente s-au impus? Aflăm de la Bianca Chivu, cea care are toate informațiile. Te ascultăm, Bianca. Bună seara, bun găsit tuturor! Este informația momentului. La nivel național, Ministerul Sănătății a declarat în momentul de față epidemie de rujeolă, astfel că se va face posibilă vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 și 11 luni, precum și recuperarea celor nevaccinați sau cu schemă incompletă de vaccinare. Ministerul Sănătății a luat această decizie în această noapte din cauza creșterii îngrijorătoare a cazurilor de rujeolă, precum și a numărului mare de spitalizări în secțiile de pediatrie și boli infecțioase. Până în acest moment se înregistrează aproape 2000 de cazuri la nivel național în 29 de județe plus în municipiul București. De asemenea, precizează Ministerul Sănătății că rujeola este o boală infecțioasă care se transmite cu ușurință, mai ales la copiii nevaccinați, iar uneori evoluția este gravă și pot apărea complicații. Iată că precizează Ministerul Sănătății că în acest moment ne aflăm în epidemie de rujeolă la nivel național și va începe, iată, vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 și 11 luni.